Și această realitate aș vrea să fie și în această seară. Să-L vedem pe împărat. Vreau să citesc câteva cuvinte din Scripturi. De data aceasta, Cartea Profetului Isaia, capitolul 6, versetul 1. În anul morții împăratului Oze am văzut pe Domnul să pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi. Cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, 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 este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușiorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu creștere pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mă socotez binecuvântat și onorat de Dumnezeu să fiu în această seară împreună cu dumneavoastră la această primă seară de evangelizare, așa cum se spunea din cele cinci seri. Mulțumesc fraților care m-au invitat. De altfel, fratele Costel, cu el nu prea poți negocia. El nu vrea să negocieze. Când m-a sunat, i-a spus frate Costel, în zilele acelea, luni și marți, miercuri și joi, și miercuri, marți, miercuri și chiar joi, frații din Comitetul Executiv și președinții de comunități suntem invitați la Piatra Neamț. Și el m-a întrebat, dar miercuri seara, ești progabat undeva? Și a zis, nu, sunt la Piatra Neamț cu frații. Și a zis, bine, te schiu la Beclean. Și m-au scris la Beclean. I-a spus fratelui președinte, fratelui Nelu, pot să vin, dar miercuri seara am evangelizare. Păi n-ai putut, n-am putut. Și așa se face că i-am lăsat pe frața acolo să continue, unii dintre ei vor fi și mâine. Și am venit să fiu în această seară cu dumneavoastră, că vorba fratelui Gabi, mâine seară în altă parte și tot așa. Și mulțumim lui Dumnezeu care ne poartă de grijă. Slăvi să fie Domnul! Mulțumim că v-ați rugat pentru noi, pentru călătoriile noastre. De altfel, câte nenorociri se întâmplă în lumea aceasta, în țara aceasta și câți oameni sunt nenorociți pe drumuri, este o singură realitate clară, pe noi ne păzește Dumnezeu. Ne întoarcem cu bine acasă de fiecare dată, nu datorită abilității noastre, nu datorită faptului că suntem atât de speciali sau de buni șoferi sau de atenți, de fiecare dată ne păzește Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Vă aduc salutăți sfinte de la Cluj, de la Biserica Betania, pe care o slujim pentru vremea aceasta, Gabi au trecut deja 18 ani de când n-ai putut merge la evangelizare și cumva am ajuns eu pe acolo și atunci așa lucra Domnul să rămânem sau să fiu în orașul Cluj pentru o vreme. Biserica Betania, salutul este Maranata, Domnul nostru vine. Căci noi toți îl așteptăm pe Domnul Isus să vină. Lăudați să fie Domnul. De asemenea, din partea familiei noastre, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu nouă copii șase sunt căsătoriți, avem 13 nepoți, avem o familie binecuvântată pentru care mulțumim Lui Dumnezeu. Sunt împreună cu Luminița, ea este așa într-un fel misionară cu mine, pentru că Domnul ne-a binecuvântat să ne crească copii, avem pe mama soacră care are 92 de ani, oricum ea e șefa casei și noi suntem și noi pe acolo, mai facem ce putem și mulțumim Lui Dumnezeu că avem harul să călătorim împreună, și ne bucurăm de lucrul acesta. Mărit să fie Domnul! Am o mare responsabilitate pentru prima seară de evangelizare. În timp ce stăteam aici, m-am gândit că în copilăria mea, în adolescența mea, am stat vreo șase ani în Timișoara. Părinții mei de la Arcalia au decis să se mute în Timișoara, undeva lângă graniță cu Iugoslavia. Și acolo erau terenuri foarte, foarte întinse și păduri de loc sau foarte puțin pomi, dealuri deloc, absolut. Totul este plat, totul este întins. Și undeva lângă sat, erau niște parcele mari. Când zic parcele mari, parcele de 70-80 de hectare, o parcelă. Cred că avea lungime undeva la 2-3 km o parcelă din aia. Veneau 10-12 tractoare la arat. Și eu ca și copil mergeam pe acolo pe la tractoriști, stăteam pe lângă ei, erau din satul respectiv, mă cunoșteam, îi cunoșteam pe toți. Și la un moment dat îmi dădeam seama că ei trebuie să înceapă, după ce stăteau ei, mâncau, mai făceau ce făceau, trebuia să înceapă să are. Și de fiecare dată aveam sentimentul că toți ezită să înceapă. Am înțeles că totdeauna era între ei unul care l-a brăzdat primul. Și cu ochiul meu de copil, mă uitam, încă o dată, poate 2 km de, de brazdă, mă uitam cum brăzda cel prim. Întotdeauna trăgea o linie foarte dreaptă și toată brăzdătura, toate celelalte brazde erau aliniate după cum brăzda primul. Eu mă rog Domnului Dumnezeu să-mi dea putere să trag o brazdă dreaptă în seara asta. Nu știu dacă va fi și ea adâncă. Dumneavoastră să vă rugați ca Duhul Sfânt să lucreze. Amen. Și după brazda asta dreaptă, pe care mi-a dat Domnul putere să o trag, colegii mei de mâine seară, de poimâine seară, de fiecare seară să continue să brăzdeze, să fie și semănat și Domnul să trimită ploaie din cer și să facă să crească și oameni să se mântuiască. Lăudați să fie Domnul! Am fost încurajat pentru ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă, după ce am ajuns aici în adunare, deși m-am frământat, ne frământăm noi mereu ce, cum și așa mai departe. Dar ambii frați care au citit în această seară versete puține, și fratele Gabi și fratele Nicu, au citit în versetele acelea despre Duhul Sfânt. Despre Duhul Sfânt. Rugăciunea aceea ca Domnul să dea putere și îndrăzneală să se predice Evanghelia cu Duhul Sfânt și acea expresie din fapte capitolul 5, noi suntem martori cât și Duhul Sfânt. Și mi-am dat seama, oameni buni, că în lucrarea aceasta, inclusiv la Beclean, inclusiv în serile acestea și în această seară, vrem să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. Slăviți să fie Domnul! Și m-am lăsat cumva călăuzit de Dumnezeu, am citit pasajul acesta care l-am avut pe inimă, un moment special din viața profetului Isaia. Anul morții împăratului Ozia, chiar dacă a fost vorba de un moment funebru, a fost un moment special. Când un, un om dintre noi pleacă, bunoară, irudenie cu noi, eu știu, are o anumită poziție socială, iese ceva el mai special pentru noi, suntem afectați. Și rămâne o memorie, rămâne în memorie și mereu vorbim de momentul acela. Sau vom vorbi mult timp despre momentul acela. Sunt convins că cu ocazia plecării lui Ozea din lumea noastră, ar fi putut să scrie Isaia multe lucruri. Cum a fost pregătită momentul acela funebru, cine a vorbit acolo, cine au fost cântăreții, ce fel de mesaje au fost. Dar Isaia alege să scrie altceva, mai important, decât toate acestea. Așa nume, în anul morții împăratului Ozia l-am văzut pe Domnul. Este cel mai important lucru, oameni buni, cu care putem să rămânem și de la o astfel de întâlnire și de la ser de evangelizare și atunci când venim la rugăciune. Să putem exclama, am văzut pe Domnul. Și dacă ne dorim ceva la Biserica Domnului de aici din Beclean și nu numai, întotdeauna să fie prezența lui Dumnezeu. Vreți lucrul acesta? Lăudați să fie Domnul. Și gândul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în această seară, ar vrea să fie acesta. Când strălucește slava lui Dumnezeu. Pentru că dacă are nevoie de ceva, biserica penticostală din, în vremea aceasta are nevoie tot mai mult de slava lui Dumnezeu. Avem oameni pregătiți, mulțumim lui Dumnezeu pentru ei, avem coriși pregătiți, avem cântăreți special, avem oratori, avem oameni care prin Harul lui Dumnezeu pot să transmită mesaje clar plie de putere, dar în mod special vrem să fie slava lui Dumnezeu peste lucrarea sfântă. Amin? Domne, lucrează. Când strălucește slava lui Dumnezeu uitându-mă la pasajul acesta și la experiența lui Isaia, ești părtaș la momente rar întâlnite, speciale oameni buni. Puteți să vă imaginați ce a fost acolo? Isaia mărturisește cum a văzut acest scaun de domnie foarte înalt. A văzut poanele mantiei Domnului. A văzut acolo extraordinara priveliște a îngerilor care zburau. A fost un moment foarte, foarte special. Să pleci de la o seară de evangelizare sau de la multe seri de evangelizare, să vină oameni aici, să postească, să se roage biserica, să ascult cântări extraordinare, să ascult mesaje din partea lui Dumnezeu și să plece acasă să spun, a fost foarte frumos. Domnule, a fost extraordinar. Mi-a plăcut așa de mult la biserică. Și ce s-a vorbit acolo? Nu mai știu. Nu mai știu ce s-a cântat, nu mai știu ce s-a predicat, dar a fost frumos. Lucrul acesta s-ar putea să fie o mare pierdere. Dar să pleci în seara aceasta acasă și să spui, la adunare am simțit prezența Lui Dumnezeu. La adunare am simțit cercetarea Duhului Sfânt. La Dunare L-am simțit pe Domnul și am simțit că Domnul este lângă mine și a fost lângă mine și din această zi, din această seară vreau să rămân cu Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! Ne spune cuvântul Lui Dumnezeu când omul Lui Dumnezeu, Solomon, a terminat uh, acea lucrare extraordinară, acea capodoperă din vremea Lui. Citeți în cuvântul Domnului în 2 cronici și transmite cuvântul Domnului în versetul 7 despre spunea momentul acela special, când și-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a coborât foc din cer, a mistuit arderea de tot și jerfele și slava Domnului a umplut casa. Preoții nu puteau să intre în casa Domnului, că slava Domnului umplea casa Domnului. Toți copiii lui Israel au văzut coborându-se focul și slava lui Dumnezeu peste casă. Și ascultați-mă, nimeni nu mai stătea pe scaun, nimeni nu mai era acolo indiferent toți s-au aruncat cu fața la pământ pe pardoseală și au început să strige, Domnul este bun și îndurarea Lui ține în veci. Putem să spunem în această seară, din toată inima lucrul acesta, Domnul este bun, mărit să fie numele Lui și îndurarea Lui ține în veci. Extraordinar este realitatea aceasta. În prezența lui Dumnezeu, oameni buni, ești, păr ești părtaș la evenimente rar întâlnite, auzi vocea lui Dumnezeu, simți cercetarea Duhului Sfânt și ești gata să te arunci cu fața pe bardoseală și să recunoști prezența și harul lui Dumnezeu. Când Nemia și el terminase acea lucrare pe care a rezidit-o în cartea, în cartea lui Nemia, în capitolul 12, citesc doar versetul 43. În ziua aceea s-au adus multe jerfe. A fost o mare bucurie că-și Dumnezeu dăduse poporului o mare priză de bucurie. Și atenție! Se bucurau și femeile și copiii, și strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până, până departe. Oameni care îl lăudau pe Dumnezeu, oameni care se bucurau în prezența Domnului, oameni care se exteriorizau datorită acestui har binecuvântat de Domnul. Să nu fie, vie greu să spuneți un amin, un aleluia în biserică. Nu este pentru predicator, este pentru slava lui Dumnezeu. Și spune, mărit să fie Dumnezeul nostru. Și când cei 120 erau în odaia de sus, oameni bune, a venit Duhul Sfânt acolo. Și știți foarte bine, și doar vă reamintesc, când erau împreună niște limbi ca de foc, fapte capitolul 2, au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei și toți s-au umplut de Duh Sfânt. Pentru că prezența Domnului nu este doar aici la Amvon, nu este doar în partea corului, nu este doar în, într-o zonă sau alta. Vrem ca prezența Domnului în această seară să fie simțită peste toată adunarea. Lăudați să fie Domnul! Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Pentru că atunci când, când se arată sau strălucește slava lui Dumnezeu, e părtaș la evenimente speciale, poate rar întâlnit. Cu siguranță poate ați mai auzit experiența întoarcerii mele la Domnul. Eu sunt din Arcalia. Luminița mi-a fost colegă la grădiniță, la școală. Este cu un an mai mică ca și mine, mai tânără, nu mai mică, că uneori e mai mare. Și pentru că am stat o perioadă în zona Timișoara, acolo n-am avut biserică, vreo șase ani aproape n-am mai mers la adunare. Când m-am întors, eram deja un tânăr, frații mei cei mai mari, evident nici ei n-au mai mers la biserică. Țin minte că în fiecare duminică dimineața, cu un călcător din ăla cu jar, Mama ne călca hainele, ne le pregătea zicea, dragii mami, aici sunt hainele pregătite să mergem la adunare. Și noi nu vrem să mergem. Vecinii noștri de pe capătul de sat unde am crescut, mergeau copiii la biserică, cu cei de vârsta noastră, măcar că după masa și a lor veneau ca pe drumurile pe care umblam noi. Dar cel puțin aduceau această mulțumire părinților că dimineața mergeau la biserică. O surprindeam uneori pe mama mea plângând și eram așa destul de nemulțumit. Și la un moment dat, odată, mi-am permis și am zis, mamă, eu nu te înțeleg pe dumneata. Dumneata e vrea să ne pochești așa cu forța noi, avem fiecare drumul nostru, viața noastră. Și țin minte că mama mi-a zis, dragul mami, dacă vei ajunge mai în vârstă și te vei căsători și îți va da Dumnezeu copii, atunci o să mă înțelegi. Sigur că nu insist acum, din cei nou copii pe care Domnul ne-a dat, ne-a îngăduit Dumnezeu să bem și paharul acesta. Dar dacă acum toți sunt bine și toți sunt în casa Domnului, este numai datorită lui Dumnezeu. Noi știm cât am plâns, cât ne-am rugat, cât de greu au fost în momentele acelea. Dar revin Întotdeauna după masă veneam de la terenul de fotbal, niciodată n-am fost mare fotbalist, dar în sfârșit, pocăiții n-au avut voie la terenul de fotbal pe vremea aia. Noi care nu mai mergeam la adunare, mai aveam libertatea cumva. Veneam de pe terenul de fotbal și eram îmbrăcat așa cum vii de la terenul de fotbal. Și am întâlnit niște tineri. În vremea aceea, la noi în capătul satului, se făcea rugăciunea la fratele Cojocaru. Și tinerii aceștia, unii mi-au fost colegi de clasă, alții de navetă, mergeau la rugăciune. M-am luat cu povestea cu ei, a vorbit mai de una, mai bat de alta, nici nu mi-am dat seama că mă trezesc în fața casei fratelui Cojocaru cu ei împreună. Cineva din grup o drăznit, și o zis, Vasilică, hai și tu cu noi. Și am zis, ce să fac? Mă? Eu nu mai știu să cânt, deși mama și părinții m-au dus de copil la Dunare. Nu m rugat nu mai știu nici măcar să mă rog. Pe lângă asta mi rușine să... Ce să fac? Și parcă o îndrăznit, așa m-a prins câțiva de mâini, m-a tras până aproape de ușă, hai mă cu noi. Am ajuns la ușă, m-am oprit și am zis, ascultați-mă, eu vin cu voi, dar cu o singură condiție, nu stau cât stați voi. Eu stau undeva la ușă să pot pleca. Am ajuns la înțelegerea asta, ei au intrat, eu am intrat ultimul, ce am luat un tamburel din, aia așa, din din lemn, m-am pus lângă ușă, două camere arhipline arhipline, arhi, arhi Frați din Cranimă, din Țigău, din Bistrița, eu știu, din prin satele din prejur, erau acolo la rugăciune. Cineva au deschis Biblia, au citit ceva, s-au cântat o cântare, două, ne-am pus pe genunchi. Eu mi-am pus degetele așa, uita, cum se roagă tinerii, frații. Și în timp ce oamenii se rugau, de dincolo din camera mea cealaltă, nu putea să mă vadă, un frate cu numele Gusti Bătășan a transmis -o un mesaj prin Duhul Sfânt din partea lui Dumnezeu. Când a început el să vorbească, am simțit un fior așa din creștetul capului până în vârful degetului la picioare. M-am speriat! M-am prins de, de tamburelul acela și am început să trem. Și Domnul a spus prin Duhul Sfânt, ascultă tânărule pe care te-am adus în seara aceasta aici. Așa vorbește Domnul. Am un mare plan de lucrare cu tine. Vreau să-i fac un slujitor în casa mea, încât toate satele acestea din jur vor ști că tu ești slujitorul meu. Ăsta e planul meu cu tine. Și mi-a spus Domnul ce face diavolul cu mine dacă nu-l ascult și nu mă întorc la el. Lucrarea a fost mult mai lungă. Când s-a terminat lucrarea aceea, am deschis ochii, tamureul era plin de lacrimile mele. M-am uitat, frații au început să se roage în continuare, nimeni nu m-a băgat în seamă. Am pus mâna pe clan sau și să plec. Și mi am uitat un gând, mă, dacă tot ai venit, acum rămâi până să termină rugăciunea. Când s-a terminat rugăciunea, s-a ridicat fratele Gusti Bătrășa, nu era teolog, era îngrijitor la vacile ceapeul, la noi era ceapeul. S-a ridicat în picioare, nu mă vedea. Era în camera de dincolo, undeva după colț. Și-a zis, fraților, am avut o vedenie lângă ușă este un tânăr. Lucrarea a fost pentru el. Dumnezeu are un mar, mare plan de lucrare cu el. Vrea să-l facă un slujitor în casa lui. Oameni buni, tatăl meu n-a fost niciodată într-un comitet al bisericii. Tatăl meu n-a predicat niciodată. De două sau de trei ori în viața mea, l-am văzut pe tatăl meu la amvon, dând câte un îndemn, poate de trei minute. Din familia tatălui meu, care vine din spermezeu, toți frații lui au fost niște bețivi. Toți. Nimeni nu era pocăit. Din partea oamenii mele, nimeni nu era pocăit. Și Dumnezeu spunea prin Duhul Sfânt că vrea să mă fac consulitor în casa lui. Am rămas până s-a terminat rugăciunea în seara aceea. Am plecat, nu cu ei pe drum, cu tinerii. Am luat-o peste niște grădini, acolo era casa noastră, erau rânduri de porumb, așa era sfârșitul lunii mai, cred că începutul lui iunie. Am zburat peste rândurile de porumb. Am ajuns acasă, dormeam cu frații mei mai mari în cameră, m-am pus în genunchi și m-am rugat, nu știu, o oră, două, trei. Era în anul 1985. A fost noaptea hotărârii mele. A fost noaptea când Domnul a venit lângă mine, când Domnul m-a iertat. Și din a doua zi am transmis mesajul de astăzi vă pocăiesc și mă întorc la Domnul. De atunci Dumnezeu m-a ținut de mână. De atunci Dumnezeu m-a binecuvântat. Și tot ce a promis Dumnezeu în noaptea aceea și altă dată după, a plinit în viața mea. Și sunt aici să strig din toată inima, Lăudat să fie Dumnezeul nostru. Lăudat să fie Dumnezeul nostru. Mă rog ca slava lui Dumnezeu care este acum în adunare să vină peste orice ființă mă rog ca Duhul Sfânt care este prezent aici, deci pe care s-a citit la început și am simțit că este prezent Duhul Sfânt, să te atingă în această seară. Și acel susul blând să rupă orice legătură străină, să-ți aducă Domnul bucurie în această seară și slava Domnului să fie peste viața ta. Și Biserica Domnului spune, amin. Lăudați să fie Domnul! Când strălucește slava lui Dumnezeu în al doilea rând, vreau să spun, dispare orice stare de indiferență, de nepăsare, de obișnuință. Oameni buni, nu vă dați seama că am intrat într-o rutină din asta religioasă, spirituală? Nu realizați că ne-am obișnuit cu Dumnezeu, cu predicile, cu... că la un moment dat spuneau unul dintre nici nu mai știi pe cine să chem ca să vină oamenii la evanghelizare. Nici nu mai știi ce predicator să mai chem, nu mai știi pe cine ca să, să adun oameni, că parcă ne-am obosit așa, dacă ne-am obosit, nu e așa mare problemă. Dar se pare că am intrat într-o confuzie spirituală, am intrat într-o zonă fără direcție sau fără o direcție reală, oameni buni. Și nevoie să vină slava lui Dumnezeu, și e nevoie să vie prezența lui Dumnezeu, să dispară orice, orice stare de indiferență, de, de nepăsare sau de rutină spirituală. Și mă rog, Dumnezeu le ai milă de noi. Singurul popor pe care l-a avea Dumnezeu în vremea aceea, pe vremea lui Ilie, era poporul lui Israel. Și vă puteți imagina, poporul lui Israel a ajuns într-o situație atât de confuzie spirituală, atât de mare confuzie, încât nu mai știau cine e adevăratul Dumnezeu, Domnul sau Bal. Inimaginabil, nici nu pot să-mi explic oameni buni. Și Ilie este nevoit, să-i cheme pe Carmel și să le pună următoarea întrebare, oameni buni, până când vreți să șchiopătați de ambele picioare. Nu, să nu aveau probleme locomotorii, să nu aveau probleme, nu aveau gips la picioare, nu aveau cârje. Dar din punct de vedere spiritual, erau niște ologi, erau niște neputincioși, erau niște, erau niște, niște slabi oameni buni. Și El este nevoie să îi cheme pe Carmel să facă o demonstrație, deși Dumnezeul nostru nu este Dumnezeul demonstrațiilor. El nu trebuie să demonstreze nimic, El este Dumnezeu. El este puternic. El ține Universul în mână, El are toată puterea în cer și pe pământ. Și strigăm în această seară, măriți să fie numele Lui! Dar cu toate acestea, Ilie este nevoit în fața sutelor de procea lui Bal să, să facă să se vadă cine e adevăratul Dumnezeu. Și știți foarte bine acea experiență cu juncii, cu altarele. Dar în cele din urmă, când omul Dumnezeu a zidit altarul care fusese dărâmat, când a făcut șanțul acela ca să delimiteze, clar, până aici e altarul Domnului și de aici sunt altarele lui Bal, să fie foarte clar că Dumnezeul nostru este sfânt. Că Dumnezeul nostru este sfânt. Că Dumnezeul nostru este sfânt slăvit să fie în numele Lui. Și ce se aprobie de El trebuie să creadă că El este. Credeți că Domnul este? Și crezi că Domnul este prezent aici în adunare în această seară? Aici nu spectacol religios, oameni buni. Aici este puterea lui Dumnezeu. Aici operează Duhul Sfânt de la Rusalii și sângele lui Isus Hristos. Măriți să fie Domnul. Și când Ilie a așezat acel jung pe, pe, pe altar și când apa curgea peste... peste altar și peste juncul acela, peste carnea aceea și peste șanțul acela plin cu apă. Ilie s-a apropiat și a făcut următoarea rugăciune. Doamne Dumnezeul lui Israel, fă să se vadă că Tu ești adevăratul Dumnezeu și eu sunt slujitorul Tău. Și după ce Ilie se roagă, oameni buni, sau în timp ce Ilie se roagă, vine foc din cer, mistuiește jerfa, poporul cade cu fața la pământ și strigă din toată inima. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Să vină focul sfânt peste biserica penticostală. Să vină o trezire spirituală peste inimile noastre. Să vină o trezire spirituală peste viața noastră. Și ne rugăm, Doamne, dă-ne putere și biruință. Măriți să fie Domnul. Să dispară orice stare de indiferență, orice stare de neputință spirituală și Dumnezeu să ne vindece pe fiecare dintre noi. E nevoie de asta? Când strălucește slava lui Dumnezeu în al treilea rând, vezi realitatea din viața ta. Realitatea din viața fratelui Bujor nu e ceea ce vedeți la vol. Să fie foarte clar, nu asta e realitatea. Poate că se și filmează, nu? Pe bineînțeles că atenți ce vorbesc. Că mâine se aude până în Austral. Poate chiar noptea. A zis, zis Bujor la becla. Suntem atât de atenți atunci când suntem cu cineva împreună. Atunci când suntem în adunare. Și nu-i rău. Dar realitatea din viața mea nu este asta. Realitatea din viața dumneavoastră nu-i ceea ce afișați aici. Nu asta este realitatea. Realitatea din viața noastră este alta. Ceea ce avem în inimă, ceea ce purtăm în inimă, ceea ce suntem în singurătate și ceea ce suntem noi cu Dumnezeu. Aia e realitate. La zilele noastre de rugăciune, facem două zile de rugăciune de peste 10 ani, 12 ani la Betania. Anul acesta au fost iarăși în jur de o mie de oameni în biserică, arhi plin. I-am spus la Benicibu să nu vii mai mult cu de 300 de tineri. Și o să am înțeles, frate Bujor, și-au dus 550. Plus ai noștri care s-au mai putut, mulți au plecat acasă. Și în a doua zi de rugăciune, mai chem în frați oamenii lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu mai transmite mesaje profetice și pe unul dintre frați nu-i dau numere, deși este apropiat, să zic, și bisericii și mie personal, nu l-am chemat, știind că e bolnav. Și la un moment dat, în fața amvonului, am adus vreo 30 de tine dintr-o parte, 30 în alta, pentru că în biserică nu mai erau locuri și eu nu vedeam de acolo, de la amvon, zona aceea de frați. Și la una dintre rugăciuni, fratele respectiv a transmis un mesaj profetic. Eu am crezut că cineva a pus o casetă cu vocea Dumnealui. M-am întors pe colegul meu și pe Pavel să spun ce se întâmplă. Zice mă, fratele e în biserică. Și fratele acesta a transmis următorul mesaj. Aici sunt persoane care se ocupă de tratamente străine. Și a mai spus câteva cuvinte. Și Domnul vrea să le elibereze. Când i s-a dat microfonul să cercetăm lucrarea, cum procedăm noi, o zis, fratele, fraților, nu mă uit în partea aia, stătea cumva spre anvon, nu mă uit în partea aceea, pentru că persoana e în zona asta. Și nu vreau să se speculeze nimic. Dar aici sunt persoane, este o persoană care le are în buzunar. Păi vă dați seama, așa la noi se filmează, m a speriat, a zis, bă, ce se întâmplă? rog, mă... Și în timp ce fratele spunea asta, din sutele acelea de oameni, s-a ridicat un tânăr. O ridica mâna sus, plângând. și -o zice, oameni buni, persoana aceea sunt eu. Sunt aici. Și-o venit în față. Și plângând, a spus, vreau să vă rugați pentru mine ca Domnul să mă elibereze. Ca Domnul să-mi dea putere. Ca Domnul să-mi dea vindecare. Nu l-a văzut nimeni, nu l-a cunoscut nimeni. N-am știut cum a venit în biserică. S-a pus lângă frați, puteam să-l percepem ca pe orice frate, ca pe orice om. Ca pe unul care este dintre ai noștri, dintr-o altă biserică. Dar realitatea din viața lui era alta. Care e realitatea din viața dumneavoastră? Care e realitatea din viața ta? Care e realitatea din viața noastră despre care nu vorbim? Despre care nu vrem să vorbim? 20 de ani, oameni buni, 20 de ani a ascuns Iacov realitatea din viața lui 20 de ani 20 de ani a purtat o povară 20 de ani a avut o neîmplinire 20 de ani a avut o problemă nerezolvat și după 20 de ani deși se duceze de acasă cu o botă relativ uscată și cu o traistă relativ goală s-a întors cu turbe, cu boi, cu cirez S-a întors înapoi un om bogat, un om din punct de vedere material foarte bine Își trece toată familia dincolo de părul lui Aboc și rămâne el cu Dumnezeu. Și când vine reprezentantul lui Dumnezeu și este împreună cu el, știți ce rugăminte are? Nu te las până nu era binecuvântat. Nu era binecuvântat omul ăsta. Era binecuvântat, dar avea o problemă nerezolvată, așa cum probabil o ai dumneata sau așa cum o am eu. Și în seara aceasta Dumnezeu vrea să ne vindece. Slăviți să fie numele Lui. Vrei să fii binecuvântat? Da! Un singur lucru vreau să te întreb. Care este numele? Nu știa Dumnezeu care este numele Lui? Nu știe Dumnezeu care e numele tău? Nu știe Dumnezeu care e realitatea din viața mea? Nu știe! Știe! Dar știi ce vrea Dumnezeu? Să vorbim noi despre ea, și să o auzim noi. Că mereu ne rugăm ca și arhanghelii, oameni bun, Doamne, dacă v am păcătuit, dacă v am supărat, dacă cumva, nu dacă cumva. Noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă stăm în picioare, ne ține Domnul, dacă Dumnezeu ne mai dă sănătate, este îndurarea Lui, dacă Dumnezeu ne binecuvintează, este îndurarea Lui și tot ceea ce suntem, suntem datorită Lui. Și să strigăm la Beclean în această seară, glorificat să fie Dumnezeul acesta. Nu ne face după meritele noastre, nu ne face după trăirea noastră, nu ne face după ceea ce a meritat noi, ci tot ceea ce ne face, ne face prin îndurarea Lui, glorificat să fie numele Lui Dumnezeu. Care este numele? Și omul răspunde, numele meu este Iacov. Și își aduce aminte că fratele lui plângea cu mulți ani în urmă. Nu degeaba i-au pus numele Iacov, că m-a înșelat de două ori. Și Domnul îi spune, în din acest moment, numele tău nu mai este Iacov, tu primești un nume nou. Numele tău va fi Israel. Fie ca Dumnezeu să te cerceteze în această seară. Fie ca Dumnezeu să te ajute să vezi care este realitatea din viața ta și să o recunoști în această seară. Patru predicatori au predicat lui Iov, patru predicatori. Și în fața tuturor celor patru predicatori, spune Biblia, Iov a spus, sunt neprionit, sunt nevinovat, sunt neprionit. Numai că a venit al cincilea predicator și Biblia ne spune, i-a vorbit lui Iov din furtună. Am fi meritat și noi în această seară, Domnul să ne vorbească din furtună, dar a ales să ne, a, să ne vorbească prin cercetarea Duhului Sfânt. Haideți să spunem, lăudați să Domnul. N-a îngăduit Domnul furtună peste viața ta, deși unii trec prin furtuni grele, se spunea. N-a Domnul încercări prin viața ta să-ți vorbească, nici cancer, nici boli incurabile, ci Domnul a ales în această seară să-ți vorbească prin Duhul Său cel Sfânt și să vorbească, măriți să vie Domnul. După cei patru predicatori a venit al cincilea predicator și au pus câteva întrebări simple din perspectiva lui Dumnezeu. Vă citesc telegrafii din Iov, capitolul 38. Unde erai tu, Iov, când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine a încins marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamei ei? De când ești tu, ai poruncit dimineții? Ai arătat zorilor locul lor? ai pătruns tu până la izvoarele mării sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului unde este drumul care duce la locașul luminii ai ajuns tu până la cămările zăpezi și în fața acestor întrebări simple din perspectiva lui Dumnezeu Iov se prăbușește și spune urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine și acum ochiul meu te-a văzut de aceea de aceea mi-e scârbă de mine. Nu mai ești tu cel special, nu. Nu mai ești tu cel datorită că nu. Nu mai ești tu nepre, nu, nu mai sunt. Mi-e scârbă de mine, mă prăbușesc în fața ta și mă pocăiesc în sac și cenuș. Pentru că realitatea din viața mea este asta. Sunt țărână, sunt un om păcătos, sunt fără merite, n-am nimic. Tot ceea ce sunt, sunt datorită lui Dumnezeu. Și spunem, lăudați să fie Dumnezeul nostru. În al treilea rând, în al patrulea rând, când strălucește slava lui Dumnezeu, se face o relație întreruptă. Un înger, când omul a văzut realitatea din viața lui Isaia și a spus, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor, oare nu cumva e greșeală de traducere, frate Gabi, ce zice? Proroc cu buze necurate, e posibil așa ceva? Păstor cu buze necurate? Predicator cu buze necurate? Pentecostal cu istorie cu buze necurate? Se pare că da. Numai că Biblia spune, vai de mine, am văzut pe Domnul. Și un înger zboară, ia un crește cu un cărbune aprins de pe altar, îi atinge buzele și spune, iată, atingându-se, cărbunile acesta de buzele tale, păcatul tău este ispășit, vina ta este iertată. La Beclean, în Biserica Betleem, în această seară, nu este un cărbune, un clește, în această seară operează jertfa lui Isus Hristos. Operează singura soluție de sub cum se spunea, care iartă păcatele, sângele Domnului. Mărit să fie Domnul. Și Domnul vrea în această seară să le facă relații întrerupte. Simți că nu te mai cercetează Duhul Sfânt ca altă dată? Nu mai ai bucuria mântuirii ca altă dată? Nu mai poți posti ca altă dată? Nu mai ai răbdare ca altă dată? Nu mai ești așa cum ar fi trebuit să fie altă dată? În această seară Domnul vrea să te ridice. Dumnezeu vrea să te prindă de mână în această seară și să reabiliteze orice relație întreruptă. Și ne rugăm, Doamne, dă biruință. Mări să fie Domnul! Să refac relații întrerupte! Când Domnul Iisus Hristos era pe cruce, oameni buni, l-a văzut Isaia în capitolul 53, ca o oaie mută, ca un miel pe care îl duci la măcelere, n-a deschis gura deloc. Și când a fost prins și când a fost legat la ochi, spune cuvântul lui Dumnezeu, i s-a pus o cunună de spin pe cap în semn de bagiocură, l-au pălmuit și au spus, Hristoase, prorocește, cine te-a lovit? Și Domnul n-a deschis gura deloc. A fost pus la, lemn, la lemnul acela de tortură și spun istoricii că acel bici roman care avea în capătul lui bucăți de plumb sau de os, rupeau din carnea celui căruia era administrat o astfel de bătaie. Cu un astfel de bici a fost bătut Fiul lui Dumnezeu. N-a deschis gura deloc. I-au pus o cruce grea în spate de aproximativ 80 de kilograme și căzând sub cruce de mai multe ori, Domnul Iisus a dus-o până la Golgota. De bună voie și-a întins palmele și cuiul acela roman nemilos i-a străpus palmele Domnului Iisus Hristos. După ce l-au țintuit între cer și pământ între doi tânhari, cuvântul Domnului ne spune, au continuat să-l ocărească, să-l barjocorească și să-i arunce cuvinte de ocară. Și Domnul n-a răspuns. Și la un moment dat, Evanghelistul Matei surprinde în scrierea lui din capitolul 27, s-a întâmplat ceva. Fiul lui Dumnezeu a strigat cu glas tare. Eli, Eli, lama sabachtani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ce s-a întâmplat? A simțit că tata îl abandonează pe cruce, a simțit că tata își întoarce fața de la el, a simțit Domnul Iisus Hristos că este lăsat acolo pentru că asupra lui erau păcatele mele, păcatele voastre și păcatele întregii lumi. Și tata și-a întors fața să mă primească pe mine, să vă primească pe voi, să primească o lume păcătoasă. Vreți să spunem în această seară, glorificați să fie Dumnezeul nostru! se refăcea o relație întreruptă, oameni buni. Refăcea Dumnezeu, refăcea Dumnezeu o legătură întreruptă. Readucea Dumnezeu omul în părtășie cu... Se rupea zidul acela Se rupea bariera aceea Se rupea zapisul acela care era împotriva noastră se, se rupea tot ceea ce ne despărțea de Dumnezeu Și Dumnezeu refăcea relația cu o lume pierdută Cu o lume păcătoasă Cu o lume condamnată la moarte Ioan capitolul 8, versetul 1. În timp ce Domnul Iisus predica Evanghelia, deodată au intrat cărturari, farisei, blindați cu pietre în buzunar și au dus cu ei o femeie care într-adevăr păcătuise. Femeia tremura, era speriată, și Biblia ne spune, ca să-l ispitească pe Domnul, l-au întrebat, Moise, ne învață pe astfel de persoane să le omorâm cu pietre. Și procedura se spune că persoana respectivă era scoasă din cetate, era băgată undeva într-un cadru care era făcut din lemn, peste cadrul acela se punea un giulgi alb și oamenii trebuiau să o lovească cu pietre primii, soțul dacă era în viață, părinții dacă erau în viață, so so copiii, cei mai apropiați. Și imaginați-vă că ploaia aceea de pietre cădea peste giulgiul acela alb sub care era persoana respectivă, țâșnea sângele și persoana cădea sub ploaia pietre și murea. Ne-a învățat Moise pe astfel de persoane să le omorâm cu pietre. Tu ce ne înveți? Și ascultați-mă, fras predicator, oamenii lui Dumnezeu, când e vorba de sufletele oamenilor și Hristos se apleacă jos. La Biblie spune, Iisus s-a plecat jos. Scria cu degetul pe pământ, nu știu. Dar ei insistau să aibă un răspuns de la el. Imaginați-vă că Domnul era plecat jos și ei spuneau, spune ce să faci? Pentru ei, femeia aceasta era un mijloc de spectacol religios. Ascultați-mă și mi-asum ce spun. Pentru Isus Hristos, păcătoasa aceasta, era o eventuală candidată a cerului. Nu știu ce ești pentru lumea aceasta, dar știu că pentru Dumnezeu ești o valoare. Dar știu că pentru Isus Hristos este o valoare. Dar știu că Hristos te vrea să fii cu El în cer. Ne vrea să fim cu El în cer. Dar asta depinde de noi, depinde de tine, depinde de fiecare dintre noi. Și mă rog, Doamne, cercetează în această seară. În timp ce eu insistau, Domnul s-a ridicat și a spus, dacă vreunul dintre voi nu are păcat, să lovească primul. Și să nu se supere cei tineri, dar vreau să vă spun, și atunci bătrânii aveau mai mult bun simț. Veți citi în Biblie, de la cei mai bătrâni până la cei mai tineri, toți au plecat. Și a rămas Domnul și femeia tremurând. Și Domnul a întrebat-o, unde sunt pârșii Nu te-au osândit nimeni? Nimeni, Doamne. Și ascultați-mă, Seara aceasta nu este seara osândei, seara aceasta este seara iertării. Lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Domnul, nici eu nu te osândesc. Că Hristos încă este brăgat în haină de milă, că Hristos încă mai vrea să dea putere, biruință, eliberare și să le facă o relație întreruptă. Lucrează, Doamne, măriți să fie numele Lui, măriți să fie numele Lui. Simți că ai relația întreruptă? Simți că ești din această seară răcit din punct de vedere spiritual? Simți că te-ai depărtat de Dumnezeu? Simți că ai nevoie să te apropii de Domnul? Hristos este pre prezent la Beclean în adunare. Domnul este lângă tine în seara aceasta. El vrea să ne facă relații întrerupte. El vrea din nou să-ți dea bucuria mântuirii. El vrea să-ți dea perspectivă. El vrea să-ți dea un viitor și o nădejde. măriți să vie numele Lui. Iată, atingându-se de, 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 de buzele tale cărbunea căr 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 acesta, păcatul tău este ispășit, vina ta este iertată. Hristos, în această seară îți face stropirea cu sângele lui. Că nu este sub soare, oameni buni, nu este sub soare o, una, o altă soluție prin care noi să fim vindecați, să și iertați, decât sângele lui Isus Hristos. Biserica Pentecostală nu iartă păcate. Biserica Ortodoxă nu iartă păcate. Biserica Catolică nu, iartă păcate. În alți sfințiile lor sau prelații sau păstori nu iartă păcate. Sub soare este o singură soluție. Jerfa lui Iisus Hristos. Măriți să fie Domnul! Măriți să fie Domnul! Și Petru spunea în prima sa scriere, în capitolul 1, versetul 18, că știți că nu cu aur, nu cu argint, nu cu lucruri pieritoare din lumea aceasta ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care moșteriți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Isus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Glorificat să fie Domnul! Este soluția care îți aduce iertare în această seară. Este soluția care îți reface relația cu Dumnezeu. Este soluția care te aduce în prezența lui Dumnezeu și te face plăcut lui Dumnezeu din această seară. Și mă rog, Doamne, lucrează și dă nebiruință. Când strălucește slava lui Dumnezeu, în ultimul rând vreau să spun, cei care sunt prezenți la slava lui Dumnezeu, se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Pe cine să trimit? Pe cine să trimit? Cine se va duce pentru noi? Și prorocul răspunde. eu pe unul care s-ar pune la dispoziție. Mă duc să vorbesc cu el. Nu e la biserică, ar fi fost bine să fie aici în seara asta. Știți ce răspunde profetul? Iată-mă, trimite-mă. Dumneata ce vei răspunde în această seară? Înaintea noastră a răspuns Fiul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Când Ioan a văzut acea descoperire din Apocalipsa, capitolul 5, o carte pecetluită pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu șapte peceți și se punea o mare întrebare. Cine este vrednic să deschidă cartea, să-i rupă pe cețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, nimeni. Și Oana a plâns și plângând a căzut jos. Vă dați seama ce dramă a trăit omul acesta. Și cineva s-a apropiat de el, l-a atins de umăr și a spus, Ioane, nu mai plânge. Este leul din seminția lui Iuda. Era fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele lui. Despre care Filipen, capitolul 2, spune apostolul Pavel, n-a socotit un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a smerit, a luat chip de rob, a venit în lumea noastră oameni buni, nu să avem Paști și ouă roșii la Paști, nu să avem Crăciun și lumini la sărbători și să avem mese festive. A venit în lumea noastră și s-a făcut asemenea oamenilor, asemenea mie și dumneavoastră. A luat chip de rob și s-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Iar Ia, da numele care este mai presus, de orice. Mai presus de doamna von der Leyen, mai presus de toarșul Putin sau domnul Biden sau orice nume din lumea aceasta, are numele mai presus de orice nume. Iisus Hristos este numele Lui. Mărit să fie El. Pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi a celor din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre sava Lui Dumnezeu Tatăl. Și Biserica Domnului să spună din toată inima, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Mărit să fie numele Lui iată-mă, trimite-mă, iată-mă, sunt gata. Ce vei spune în această seară? Aici când Duhul Sfânt te cercetează, aici când Domnul este lângă tine, când Cuvântul lui Dumnezeu străpunge inima și simți căldura aceea a prezenței Domnului, ce vei spune în această seară? Ce vei face în această seară? După ce m-am hotărât să mă întorc la Domnul și am început să mă duc la biserică, biserica era lângă parc, undeva tot satul, arcalia, îl traversam pe jos. Cu o Biblie mică, care avea niște pereți verzi, mi-aș fi mult dorit să primesc așa o Biblie. Doar în anul 1990, după Revoluție, am ajuns și eu să am o Biblie trei sfert, cum se spune atunci. Mergeam cu acea Biblie mică la biserică. După vreo trei luni de zile, mi-am dat seama că niște ochi m-au urmărit. Și o femeie de la noi din sat, prietenă cu mama mea, cu părinții mei, a ieșit în drumul meu, într-una din zile, și a zis, dragul mami, m-am hotărât să stau de vorbă cu tine. Am văzut că te duci la pocăiți. Și am zis, da. Vreau să spun că pocăiții sunt oameni fără viitor. N-au niciun viitor. Era în anul 1985. Tu ești băiat deștept, ai învățat bine la școală, Lumița a învățat și mai bine ca mine. Dar îmi spunea aia, învățat bine la școală, dacă tu te pocăiești, îți mănânci viitorul, tu nu mai ai niciun viitor. Și am zis, ascultați-mă, dacă comuniștii mă trimit la ocnă sau la mină, eu de Domnul Iisus nu mă las. Și mai spun ceva, în Biblia asta, nu era asta, i-am arătat Biblia aceea cu pereți verzi. Am citit că Domnul îmi dă un viitor și o nădejde. mă încred în Dumnezeu. Ne-am despărțit și aproape plângea și au zis, peste ani o să regreți și o să ți aduci aminte de vorbele acestea, de întâlnirea noastră. M-am căsătorit, de fapt în următorul an m-am botezat, în 86, în 87 ne-am căsătorit. A venit Revoluția, așa zisa Revoluție, am intrat imediat în comitetul bisericii din Arcalia, frații m-au ordinat destul de tânăr, diacon, prezbiter, păstor, și am început să organizez botezuri. Și la al doilea dintre botezuri, cine credeți că au venit să se boteze? Tocmai femeia aici. Și cum stăm noi de vorbă cu fiecare candidat în parte, stăteam cu comitetul, când a venit rândul Dumnezeu să intre în biroul acela, sau mă rog, în biroașul respectiv, în camera respectivă, au rămas așa răzâmată de perete, deși era un scaun acolo pregătit. Și am zis, vă rog să... Și au început să plângă și au zis, nu, nu vreau să stau jos. De ce? Mi-e rușine. Și am zis, de ce vă e rușine? Și să în urmă cu mulți ani, când erai doar un copil și te-ai venit la adunare, m-am oprit în drumul tău și am zis, să nu faci prostia asta. Domnul te-a binecuvântat, ai familie, ai ajuns păstor în satul nostru și eu și fica mea am venit să ne botezăm. Mi-e rușine. Am încurajat-o atunci și am spus un cuvânt de care mie mi-a fost frică. Și am zis, ascultați-mă, într-o zi Dumnezeu îl va mântui și pe soțul dumneavoastră și eu îl botez. Colegii mei, când au auzit asta, s-au speriat și eu. După aceea, mi-am dat seama că am zis o prostie. Pentru că soțul ei n-a venit niciodată la noi, la vreo zi de Evangelizare, niciodată la biserică. Era un om legat de biserică ortodoxă, trup și suflet. Au trecut anii. M am mutat la Cluj și într-o zi am primit un telefon. În duminica cu tare, n-ai putea să vii la Arcalia. Și am zis, de ce s-a întâmplat? Soțul meu s-a hotărât să se boteze. Va fi un botez. Toată familia, acum și copiii, toți sunt mântuiți și nepoții. Cine face asta? Dumnezeu. Tu ce vei face în această seară? Dumneata ce vei decide? Eu nu te cunosc? Eu știu doar încă o dată că Domnul cercetează toate inimile în seara aceasta. Ce vei spune Domnului? Mâine seară? De când a murit fratele Valer Bogdan, care a fost un mare cântăreț, noaptea în somn, de atunci, în fiecare seară, dar în fiecare seară, când mă apropiu de pat, mă gândesc în modul cel mai serios. Poate e ultima noapte. Poate e ultima noapte. Și mă întreb eu pe mine, sunt gata? Sunt gata? Îl vei ignora pe Domnul în această seară, acum când cercetarea Domnului este aici? Vei spune mâine, săptămâna viitoare? Sau vei fi gata să te prăbușești în fața crucii lui Hristos? Să recunoști măreția Lui și în această seară să te întorci la Domnul? În vinerea dinainte de sărbătoarea nașterii Domnului, am primit un telefon, primim telefoane tot des și azi am primit un telefon de felul acesta, de undeva din Iași. Și un frate păstor a spus, frate bujor, undeva la oncologie este un bărbat de aproximativ 60 de ani, părinții lui au fost pocăiți, el este cel mai mic din familie, n-a fost căsătorit, a trăit așa o viață singuratică, sora lui cumva este aproape de el, ea este întoarsă la Domnul și omul acesta vrea să stea de vorbă cu cineva, vrea să se boteze. Ați putea să mergeți la spital. Știu că e, înainte de sărbătoarea nașterii Domnului, complicat, dar faceți un efort. În sfârșit, l-am luat pe unul dintre colegii mei de la biserică, între timp m-a sunat și sor, s-a plângea, și o zis, frate, bujor, dacă puteți să mergeți, fratele meu își dorește. Am mers la oncologie, sigur că nu era foarte mulți oameni pe acolo, nici medici mulți. Am cotat pe șeful care conducea sau era Responsabil de secție, un medic, am vorbit cu dumnealui, i-am explicat de ce am mers, cine suntem. Și domnul doctor, stând așa la o măsuță, acolo a zis, domnul pastor, din punct de vedere oncologic, omul acesta mai are zile. Faceți tot ce puteți pentru el. Noi suntem aici să vă ajutăm. Vă punem la dispoziție tot ce este nevoie. Să fie cu sufletul împăcat. O spus și el, Dumnezeu poate să dea zile, dar din punct de vedere oncologic, mai are zile, nu apucă anul viitor. Ne-am dus în salon, ne-am prezentat, omul conștient era pe pat, am început să vorbim și la un moment dat am început să-i spunem despre faptul că sora dumnealui, pastorul pe care îl știa, ne-a sunat care avea intenția să se boteze. Și omul senin așa au zis, domnilor, vreau să mă botez, dar peste două luni în scump peste două luni. Nu să sunteți într-o stare destul de neputincioasă, picioarele erau umflate. Și au zis, așa cum ați auzit, mă botez peste două luni. Și am încercat să îi explicăm, dar dacă acele două luni nu mai există, uitați ce spune Biblia astăzi. Și au zis, mulțumesc frumos, peste două luni. În final am făcut o rugăciune, am plecat, l-am suat pe pastor, am zălat-o pe sora lui, a început să plângă în hohote de sora lui. Frate, simplu, dacă aș ști că s-au rugat părinții noștri, dacă aș ști dumneavoastră cum plângea mama pentru el, dacă aș ști cum plângea tata, cât au postit și au plecat din lumea asta, crezând că într-o zi se va întoarce. Cum peste două luni? Nu se poate. În sâmbăta, dinainte de sfârșitul anului, cred că era 30, decembrie, m-a sunat pastorul de la Iași. Și-a zis, nu vreau să vă deranjez. Știu că sunteți în ultima zi din an. Omul nostru a plecat spre Iași. Vine spre casă. Numai că este în Sigriu. Deși l-am cunoscut doar câteva minute. Am avut așa un șoc în mintea și în inima mea. Mi-a părut așa de rău. Pentru că era conștient. Eram lângă el. I-am vorbit despre Domnul. Știa că trebuie să facă pasul botezului. Știa că trebuie să mărturisească credința lui. Și-a ales să o facă peste două luni. Și el a avut doar câteva zile. Seara aceasta este seara cercetării, când slava Domnului este aici în adunare. În seara aceasta, Dumnezeu ne pune în fața realității din viața noastră. Ascultați-mă, eu nu vă predic doar dumneavoastră, eu îmi predic și mie. Și când plec acasă de aici, mă gândesc la ceea ce am predicat. Vă predic și mă tem. Că spunea Apostolul Pavel, dacă eu voi fi lepădat, toată truda mea, toată frământarea mea, toată alergarea mea, tot sacrificiul meu, toate nopțile de dormite, n-au niciun sens. Totul este pierdut. Haideți să stăm ridicați. Haideți să ne luăm un moment în care să închidem ochii. Acum când zosurul blând este prezent în adunare, acum când Domnul te cercetează, acum când Dumnezeu, care Ți-a vorbit în această seară și mi-a vorbit, având în milă, în dragostea Lui, să mai vină odată slava Lui aici în adunare, să mai vină cercetarea Lui aici în adunare, acum când Iisus Hristos este lângă tine și vrea să te ridice din orice stare, din orice neputință, din orice apăsare spirituală, Poate ești la Biserica Pentecostală de multă vreme, așa cum se spuneam, și poate ești departe de Dumnezeu, și poate ești departe de cercetarea Domnului, și poate încă trăiești într-o zonă care poate fi periculoasă pentru tine, poate ești un fiu risipitor.